am niște probleme foarte grave cu bărbat, femei, Virginica și mi-a răpit un om foarte important. Eu... Nu am ce să fac. Caută mai bine la tine în dulap. Bine, am pregăsit la un nou episod de Mariusel. Astăzi a venit timpul pentru o nouă casă, pentru că prea stăm la bunici, prea stăm la mamaie, prea stăm la rude și nu e bine. Astăzi va trebui să facem rost de o casă și pe lângă casă lucrurile o să iau într-o săptură destul de nașpa. Așa că înainte să începem, nu uitați să dați acolo pe butonul de like dacă vreți să vedeți episodul de Mariusel cât mai des pe canal. Să facem peste 2500 like-uri la episodul ăsta neapărat, pentru că este o perioadă foarte dificilă pentru mine și abia aștept să scap de bacul ăsta ca să putem să vină content mișto și cu Mariusel și cu Tesla și cu plecări și cu o grămadă de nebunii. Abia aștept. Dar până atunci, vizionare plăcută la episodul ăsta și sper să vă placă. Hai să ne încare treaba prin casă, cine e pe aici. Mamă, cum merge Mariusel, ești nebun. Neața. Neața. Mamă, dar sunteți relaxat rău de tot. Așa de duminică. Ce stai? Neața. Neața. Mamă, dar e frumoasă rău emisiunea asta, te-ai uitat? Da, e genială, văd. Tu vă uitați la un ecran negru. Păi, nu-i adevărat. Dacă merge televizorul ăsta. Nu vă merge televizorul? Păi, nu vezi că ce televizor are. Mă, astăzi mergem și ne uităm la casa aia, da, Bibi? Da. Mi-ai promis că ai găsit o casă și nu știu ce. Ce am făcut? I-am pierdut numărul ăla. E... Ce-ai făcut, mă? I-am pierdut numărul ăla cu casa. Mă, e la mișto. Adică? Nu, chiar n-am pierdut. A, uite-l pe Sim, eu nici nu văzusem. Băi... Asta doarme, mă, acolo? Doarme. Ui, la la somn, că am mâncat. Unde e mama e, cum s-ar spune? Face curat. Face curat? Ah. Curătărie. Da. Ce fac, mă, mică? A? Și să rămâne, ce faci? Spăl. Păi dacă nu spală nimeni, să spăl eu. Păi cine altcineva să spele, mă, mică? Tataie? Păi tu! Eu? Ar trebui că stau mai... Dar astăzi mă duc și păi fac... Da. Mai de capul meu, ce portalele alea la ochii tăi? Ce portale? Că le-am luat din Turchii. Bă, mică, ai... Sunt de la Chanel. Eu nu știu ce vezi tu cu ele, să mor eu. Vezi bine cu ele sau... Nu prea, da. Câte... Dar sunt frumoase. Ai, unde ai văzut? De unde te-ai inspirat? Să mă bată, dar... De unde te-ai inspirat cu astea? De unde m-am inspirat? Da. Păi chiar vrei să știi? Da? Păi când m-am dus în Turchii, pe acolo, era o femeie că... Dar nu știu să zic când e în Turchii, de engleză, dar că zicea că i-are ochelari și că la o bun preț și că nu știu cum și cumpără, că la modă, că de-alea, că zic tu nu sunt la modă? Stai puțin. Toată lumea a zis că sunt la modă, chat? Sunt la modă? Zicea că dacă o să îmi iau, să-mi găsesc un soț. Nu cred. A, vrești de alea turcești, da, am auzit de da, tine. Da, da. Mămică, dă-i jos. Dă-i jos. Ce? Dă-i jos. Dă-i jos, dă-i jos. Pentru bine. Așa, 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 iau ce frumos ești. Așa, așa. Te-ai mai îngreșat un pic. Erau frumos și eu. Ce? Glumeam, da, și tu, da, arăți foarte bine. Unde-i tata e? Tata e nu știu unde e, că de-aseară n-a mai venit. Adică unde s-a dus? Nu știu, a zis că se duce după pâine și nu s-a mai întors. Păi și tu ești așa de relaxată când zice asta? Păi a zis și altă dată că s-a mai dus după pâine și chiar a venit cu o pâine. Păi da, acum n-a venit? A lipsit toată noaptea? Da. Păi și ți se pare normal? Păi dar e priceagul după el, nu poți ști nimic. Bă. E prea floșcă ca să se ia cineva de el. Bă. Iată să îți văd și eu... Ce? Tatuajul. Uite mă, stai. Nu l-ai văzut? Ce? Ba, da, să văd dacă ești bine. A, o lovit tu maica mea de față. Mamă, dar ce ce mire. Ia uite, vorbeam de lup. Ce-ai făcut, mă? Mamă, ce putea băutură. Bă, tataie, ce-ai făcut, tata? O, lumea rău, mă. De ce? Ce? Iar ai băut ca porcul?
Dar ți-am zis să nu mai bi ca porcul, că mereu te îmbeși că nu e bine și faci așa. Doamne. Termină. Nu, mică, gata, lasă-l că... Uite acum cum ești. Na, na, na. Ce se întâmplă cu mine? Ce, vrei să mă ajut pe tine? Nu, 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 ușor, mă, mică, că am impresia că îmi faci incantații. Las ușor mâinile alea. Bă, bă, tata e, de ce-i but? Na, tata e, na, trezește-te, haide. Ce-i but? Am luat o pâine, băi. Ai luat o pâine, da? Unde-i pâine? Nu scoate pantalonii, nu. Nu, 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 nu. Era în mână. Era în mână? Și ce-a făcut? Era, a fugit? Da. A prins picioare. A, naibii pâine, ești nebun. Ia suflă spre mine. Aoleu. Știi, da. A bere la 2 lei. Mamă, cred că a băut o grenadă de aia de noi, mă. Da, bă, bune, cred că da, ai dat o bombă de aia. Mă, da, taie. Dar de ce faci tu de astea? Ce te supără pe tine? Am luat și o pâine, am luat o pâine. Nu ești o pâine. Și unde e pâinea? Unde e? Unde e? Că acum e foame și n-am pâine. Nu mai e pâine. Nu te mai ai să te duci după pâine. Dacă zici că te duci după pâine, știu că te înveți. No, no. Bă, bune, mă, mică, ai și tu grijă de el. Da, de ce n-ai grijă de mine, a? A, deci tot vine la maică mea. Mă, tataie, tu ce exemplu îi dai lui ăsta mic? Uite-l acolo, uite-l. Ia uite, ia uite și pe ăsta. Și ăsta pare bun. E dar și lui ăla micu? Neața, băi. No, no. Aolo. Ce-ai, mă? Aolo, ține-mă, băi, că vii, băi. Bă, stai ușor. Stai, mă, că mă joc Subway Surfers. A, ce-i apățit fiutul azi dimineață? Da, să nu te superi. Tataie, vrei să te culci? Pe tataie. A vrut să bea apă și era o sticlă de borsec într-o parte și când a băut din ea, nu era apă. Nu miroase, dacă nu miroase, ce să-i fac? Era țuică. Ai, și el a băut din... Țuică. Pe cine a băut? Asta micu. Aoleu. Bă, dar v-ați nimerit, mă, să mor eu. Bă, Bibi, unde tu unde erai în tot timpul ăsta? Le-am lăsat cu Miruna. A, bă, că nu ești capabilă de nimic, pe bune, un copil ai. Nu ești capabilă de nimic, un copil ai. Pentru că am pus pe Miruna să-i vă greșe de el că m-am dus până la baie și... Bă, dar tu te-ai mai neg... Nu chep tu. Deci toată ecuația asta e vina Mirunei, auzi? Mi se pare mie să te-ai făcut un pic mai colorată. E adevărat. Mă, mi se pare mie. Bă, s-a întâmplat vreodată să te terzi să vrei să bei din sticla cu apă și să fie sticla cu pipi? Nu. Na. Nasol. Ce? Și eu ziceam că aia cu borsic în așa. Băi, nepoate, băi, nepoate. Eu credeam că ăsta miroase înainte să bea ceva. Ce faci, mă, miroși pe tataia la fund. Ce să fac cu tataia acum, a? Ce să fac? Mă, Frederic, ăsta mă, mă sperie. Mă, Bibi. Ia vină, mă, vină afară, vină afară. Nu se cred că a pierdut numărul la băiatul ăla. Băi, tu chiar ai pierdut numărul la băiatul ăla? Nu, ce glumeam. A, bravo, mă, hasă tău, mi-a plăcut, mi-a plăcut. Da, am râs, am râs, da. Frumoasă glumă, să mai faci. Nu mai fac. Hasă tău, da, când ești așa glumeață, a? De ieri. Da, deci am numărul lui. Mi-l dai așa și mie sau? Că poate... Da, ți-l dau. Hai, dă-mi și mie. Îi dau, nu mai dau acum la telefon, îi dau acum la telefon? Hai că nu... Nu știu dacă se dau acum la telefon sau nu. Ce faci, mă? Facem poză pentru Instagram. Facem story. De când ești tu influencer, mă? Stai singură. Mai nu ești influencer? Gata, o pun pe story. Hai, pun-o pe story. Am pus-o. Și mi-ai dat și mie tag? Mariusel Scott. Punct gata. Scott. Da, scuză-mă pe mine. Dați follow pe Instagram. Dacă vreți să vedeți, gata. Am un content cu Mariusel. Ești, până la urmă, ai 20 ceva de ani, da? Și bă, cam mică, ia vină cu aici, că deja mă ia așa de față cu toată ce? Lumea. Zim dacă da. Vrei să spui ceva, spune-mi aici, ia zi. Ce vrei? Ce e? Ce 20 de ani? Ce vrei? Am 25 de ani! Ai uitat? Nu. A, atunci? Deci, ai 25 de ani, Marisel, și până la urmă trebuie să găsi și tu ceva de muncă. Serios. Mm-hmm. Să aduci și tu un ban.
Dacă nu ce, nu mai ai 18 ani și 15 ani. Să stai pe banii lui maică ta. Dar nu stau pe bani. Ți-am cerut ție vreun ban? Ia zi, ți-am cerut ție vreun ban. Nu, dar în casă cine plătește curentul? Păi astăzi mă duc să văd o casă și scap de mine. Păi și până acum cine a plătit? Nu vreau banii. Deci? Eu vreau de la tine banii pe luna care vine. Ce? E datoria ta să plătești lumina, nu chiria, gunoiul, apa, mâncarea. Adică ce vrei să plătești? Ce vrei să plătești? Sau ce? Da, să plătești. Păi dar nu mai stau cu tine. Acum plec. Vrei să vezi cum plec? Nu. Păi atunci, că vrei să scap de mine, dar într-un fel nu vrei să scap de tine. Nu înțeleg ce vrei de la viața mea. Păi nici nu știu ce vreau. Păi mă mușoc cu tine dacă e. Ce mă? Păi tu mai vorbeai de independență și trebuie să te uiți cu mine? Stai cu tataie dacă vrei. Găsește-ți pe unul dacă vrei. Tu alea, eu ce treabă am eu? De nu mai fac un copil ăla să-mi facă bani. Dar ce ai mă, câți vrei să ai? Nu mai ai pe Petre? Petrișor? Da, Petre, care nici nu știu unde e în momentul de față. Ba da, știu unde e. Ia zi, unde e Petre? La școală. La școală? Nu știe că ea fuge? Cât de sigur ești? 99%. Și procentul celălalt e la creșă. Ce? Sincer, nici nu știu să-ți mai zic, sincer. Ce? Că mă iubești? Da, te iubesc maxim rău de tot, mămică. Mămică, știi oricum că te iubesc. Că ești ca mama mea, ca lumea. Păi sunt. Ești mama mea, dar nu prea ești. Dar sunt. Ești mama mea, bine. Da. Așa scrie în certificat. Da. Scrie ceva pe acolo, nu știu. Acte alb cu negru. Bine, mămică, hai. O să mă descurc, eu îmi fac o viață mai bună. Ce hai? Ce hai? Alo! Mă auzi? Chiar că te muți acum. Alo! Ce sufli tu? Dacă tot te muți și toate alea, tot pe aici o să treci și tot pe aici când ai probleme o să vii și te primesc o ciorbă. Ce faci? Pe cine feri tu? Pe Bibi să vină cu acei. Păi dar ce e câine? Păi dar ce mă, nu poți să fluieri? Zic că numai după câini fluieri. Brei! A, da, acum ai și fac direct. Am zis brei. Haide, băcuță, băcuță. Băcuță, bă. Așa faci tu la băcuță. Băcuță, băcuță. La băcuță, băcuță. Dar cum vrei să fac? Hai, băcuță, băcuță. Ce, cum să fac? Dar aduci tu o vacă la tine? Tuți. Îi spui așa. Hai, tuți, tuți. Tuți. Da, sigur te înțelegi. Da, mă, păi o botezezi tuți și... Păi, a, așa eu să zic că e nevastii tale. Păi ce? No, băi, nu-i... What? Ce? Da, unde până unde? Bibi. Băi, Bibi. Au, da. N-ai nicio treabă. Ce crede soțul tău despre nu, tine? Nu, cred nimic. E că ești văcuță. Ia, băi, ce? Oh, că n-am zis așa ceva. Băi, băi. Bă, uneori, uneori. Vacă ești tu. Uneori. E bou. Te simți bine. Nu? Nu. Nu? Nu? Direct capră te-a făcut atunci acum. Ce? Bă, mămică, de ce pui? Bă, mămică, tu nu știi cum să mă enervezi mai rău? Ce-i cu uite, mine? Uite, fac ăștia selfie aici. Hai, Bibi, vine cu aici. Bibi, n-o băga în seama pe mămică. Te supăr așa că n-ai zis. Da, zi ce vrei. De ce-i supărat-o? Nu te-ai simțit bine aseară? A? E ciudat, mă rog. E ciudat? Ce? Sau ce ai zis? Nu, am zis să dau numărul. Adică îmi dai sim la ce bezea, am zis? Unde e bezea? Unde e bezea? Ce treabă are bezea? Bezea, unde bă, e bezea? Bă, eu te-am întrebat ceva! Vrei numărul? Wow! Ok, bine, Bibi, ok. Bine, vreau numărul. Mi-a dat sim, am întrebat dacă am sim aseară, bine. Păi și bezea unde e? Bine, mă. Să nu răspunzi la ce te-am întrebat. Să nu ce m-ai întrebat? Te-am întrebat dacă te-ai simțit bine aseară. Când aseară? Da, ai ieșit. Da, uite? M-am simțit foarte bine. Pare că zici acum mai mult așa, doar ca să zici. Nu e adevărat.
Bine, hai, hai. Eu te-am auzit de fapt ce ai zis, dar nu te-am auzit de fapt ce ai zis. Eu știu că ai... Dar eu te-am auzit. Hai, lasă vrăjeala că... Hai, poate să vedeam niciun număr. Ești doar tu cu mine, ești altfel. Când ești cu de față cu toată lumea... Mă mut fără tine. Ce facem, mă, tu? Deci vrei să zic cum e casa? Este superbă, este la plajă, Marisel. La plajă? Ia, da, avem piscină, avem apă, avem soare. E bine dacă avem. Mă, ce faci asta? Ce-ai făcut, mă, băi? Băi! Băi, ești prost? Băi, stai, băi, ce-a băiat dat la tata ta să bea lui ăsta? Ușor, mă, băi, băi, ești ok, mă? Ce-i? Da. Băi, dar nu mai știi să te ții pe picioare, mă? Dar e după casă, ce nu mai ții să se ții pe picioare? Ce-i cu metri? Te mai ții pe picioare? Ești bine, sănătos? Băi, ce-ai, mă? Da, sunt bine. Bă, ăsta a băgat ceva și pic așa. Nu știu, cred că vrea să mă duc și eu să-i fac așa la cap, cred că. Dăm numărul. Dăm numărul, hai că spre de tot. Bine, deci 0, 7. 0, 7. Stai că nu vă ce scrie. 0, 7, 6, 6. Da. 0, 9. 0, 9. 0989. Da, 19. 0766. 0989, nu? Yeah, man. Hai să văd. Deci cum okay. Te zic că cu cine? Că vorbi cu cine? Cu Bianca. Ok. Atât aici. Tu știi cum o cheamă, mă? Hai. Alo, să trăiți, Mariusel, la telefon. Ați vorbit cu recent cu soția mea, Bianca, legat de o casă. Da. Mai este valabil să ne putem întâlni? Ca să veniți în casă? Numai că va trebui să veniți să mă luați de la Core Center, că doar ce am ieșit dintr-o întâlnire de afacere, dacă doriți. Și puteți ajunge aici. Bine atunci, dacă nu se poate altcumva, să ne vedem, vă ziceam că ne vedem la casă, dar dacă nu aveți cum, ne vin la dumneavoastră. Nu am posibilitatea să ajung eu. Ok, ok. Așa rămâne atunci. Mulțumesc. Vă aștept aici. O zi bună. La Court Center? Bă, vă știți unde e Court Center? Băi! Bă, sunteți prăjiți? A, tu n-ai văzut ce a făcut. Gura. Ia, stai. Yeah. Ce? Nu, no, nu, no, stai. Mi-a lăsat tata e bale pe față. Oh, fratele meu. Ce? Nu, nimica. Bă, știți unde e Court Center? Vine cu aia, Marisele. Ce, mă? Bă, ce faci? Bă, ești terminat? Vine cu aia. Bă, ești terminat? Vrei să mă pup? Vine cu aia. Du-te-mă de aici, bă, bă! Bă, vrei să... Du-te-mă de aici, ești... Bă, te zic lui Mira. Tu să zic că ăsta micu, mă, că sunteți gay? Bă, ăsta, Frederic, ăsta s-a trezit cu gay vibes, nu știu. Da? E luna Pride, așa știu. Faceți, așa că te duci pe acolo. E luna Pride. Da, mă, așa te duci tu. Așa te duci tu. Nu știu ce faci tu. Alo. Doamne ferește, mă. Haide, sună-l pe ăla. Hai de capul meu ce bale mi-a lăsat pe la gură. L-am sunat, urcă. Eu? Unde mergi? Păi și Sebi. Vreau să mă împățim mașina. Vreau să mă împățim mașina. Se pupă. Ce? Șoc. Dă-te puțin. A, bă, grasule, dă-te puțin să mă mașina. Sebi. Ba, mică. Da? Da. Ai idee unde e Court Plaza? Court Plaza sau ce? Băi. Plaza? Court Plaza sau ceva în genul ăsta. Court Plaza? Da. Nu. Forță. M-ai ajutat mult. Court Center, mă. Court Center. Auzi, place. Court Center. Court Center. Bă, sună-l pe ăla și zi să... Sună-l pe ăla și spune să-ți dea locația. Court Center. Auzi? Da. Da. Unde trebuia să vin mai exact, că nu am înțeles să-i... Court Center. Court Center. Call Center? Da, dacă vă uitați acolo pe GPS, este un cod poștal 443. 443. Ok, bine. Da. Deci call center, what?
443. E. Uite, mă, Quartz Center. Vedeți, mă, că înțelesesem bine. Quartz Center. Quartz. Arise, la Fujimoto cu mașina. Da. Mă mai zic nimic. Tata. Cartier mai mare și cel. Mă. Era simt în tine, șef. Mai trimine nesimțitule. Dă-te de pe... Dă-te de la volanul mașinii. Ia uite, doamne. Dă-i drumul de aici. Ce faci, mă? Dă-i drumul de aici. Dă-i drumul de aici. Tata, voiam să încerc și eu mașina. Ce o am, mă, tata asta? Vreau să mă pupe în continuu, tata. Băi, băi, tata. Dă-te de la volan. Tata. Da. Știi ce a fost el? Ce faci, mă, mică? Lulu. Zi, băi. Ce a fost ieri? Ieri a fost o zi bună. Ce a fost? Ieri a fost ziua copilului. Nu era nimic. Nu cred că era fost ziua copilului. Poftim? Băi, era fost ziua copilului, pe băi. Ce râdeți, mă? Ce faci, mă, așa? Bă, tata, ești ok? Mamă mică, ce e băgalul ăsta? Mică, ce e băgalul ăsta? Nu știu, zici că era un câine, tata, ce ai mâncat câine? Hai, mâncat bobe de la câine. Arte. Bă, plânge sau râde? Băi! Promit că ți-au ceva frumos, în spui ce vrei să-ți iau așa mai frumos. Îți iau mare o Kinder de... Tu de ce n-ai zis, mă, că a fost 1 iunie? Și vine a mea că tu ești proști că nu știi? Ok. Tu nu ai telefon, nu te uiți pe telefon. Tu de ce nu ai telefon? Și tu de ce nu te uiți pe telefon? Păi eu m-am uitat, eu i-am dat cadou lui Sebi, zi Sebi, nu ți-am dat cadou? Da, mi-a dat un ursuleț din ala. Tu nu ai dat nimica. Nu mai zic. Ok, Sebi, îmi pare rău să se rezolve, nu-i problemă, da? Nu-i nimica. Să nu-l ierți, Sebi, că e foarte rău. Bă, tu te... Băi... Ce facem? Foarte rău, tactul, vezi, măi, ce se aude, mă, din mașină? Mamă. Bă, dar zici că ești ca un pinguin de ăla. Mă, ce faci ăsta, mă? Dă-te, mă, puțin. Bum și mașina. Hai, urcați, că trebuie să mergem la Quartz Plața. Pupă copilul. Bă, mamică. Stai. Da. Miruna, stai cu Sebi. Bă, stai eu... Cu Sebi, da? Sau? Stai cu mine. Bă, ce da, s-au Sebi, putut stai cu mama e. Stai cu Sebi. Hai. Îți dau doar fasole toată ziua, hai. Stai. Urcă. Unde pleci? Bă, dar pe zea unde, mă? Da, pe zea unde. Bă, nu mai... Ești terminat, rădătă, dar asta o să te coste, să știi. Asta? Da, mă, da, bro. Vezi tu? Vezi tu? Asta o să-l plătești. Acum am dai banii. Așa era, că e cum am urcat, așa era. Auzi, mă? Acum am dai banii. N-are. Da. Păi de ce eu am bani? Cum adică n-ai bani? N-am bani. De ce n-ai bani? Știi că avem datorii? Păi știu și eu că avem datorii, dar tu... Poate mă dai la Plața Center, cum de zici tu? Pensia ta... Poate mă să plești. Pensia, vă dau pensia. Vă dau pensia. Na... Tataia, ai grijă, te rog. Ai grijă ce faci. Bine, pa, aolo, m-am plinit. Aolo, doamne. Bă, tataia asta de la vreme se duce pe râpă. Nu știu ce să zic, e cam de la alcool, nu știu care e treaba, nu beți copii, nu... Dar ce, mergeți să ne vedem acolo, de case? Da. Da, mergem să mergem la casa aia cu piscina, cu plajă. La Quartz Plața trebuie să mergem. Vezi că... Bezea e plecat cu zoomii. Bezea e plecat cu zoomii, ia o zoomă. Aha. Bă, dar casa asta ai întrebat și tu cât e, baby? A zis că o să ne zic acolo, dar e foarte frumoasă, că am stat în poze la lab. Băi, înțeleg că e frumoasă, dar noi avem un buget limitat. Vai. Cum adică? Mamă. Nu știi să conduci? Uite, mă, poți să trageți pe dreapta. Mă, ce mașină. Să vezi ce mă iau. Bă, dar fix aici, mă. Mamă, hai, mă, trage pe dreapta. Nu, nu vă luați de el. Vezi că mă iau un gură. Dar n-am făcut nimic greșit. Și că n-am făcut nimic greșit, ok? N-am vezi. Da, ai făcut. Uite ce să parchezi. Gura, mă, că aici n-am și gura. Deci nu vă luați în gură cu nimeni. Că n-am făcut nimic. Poate doar un control așa de zi. Nu vă luați de ei. Gata. Cu curaj. Bună ziua. Bună ziua. Comisar șef de la Poliția Română. Spuneți, vreau și eu un permis. Da, domne.
Imediat. Dar trebuie să iasă omul ăla cu arma, să stea? Adică lasă arma acolo, s-a întâmplat ceva? De ce? Da, domnule. S-a întâmplat ceva? De ce m-au luat așa cu doar sirene cu de-astea? Un CNP, vă rog. M-ați speriat când am trecut așa. O, CNP 888. Și mai vedeți acolo. Casino. 888, care apare. Da, de ce? Dați-mi prima oară un buletin, vă rog. Ok. De cine ați stăs pe dreapta? Uitați, domne. Eu sunt. Scrie acolo, frumos, Mariusel, Scott, eu sunt. Uitați-vă la poză. Am înțeles. Din greșeală, scuzați-mă, mi-a zbărat degetul. V-aș ruga să dați-o la o scurtă percheziție. Băi, ești nebun, dar ce-am făcut? Haideți, haideți, nu mai comentați. Ce haideți, nu mai comentați? Păi motivul percheziției. Explică-te. Ce s-a întâmplat? Un control de rutină, un mic control de rutină. Nu există la... control de rutină, trebuie să... un motiv. Aveți... Puneți-mi dacă am făcut ceva greșit de la bun început. Mă suspectați de ceva? Aveți ceva informații de la cineva? V-a pus cineva să-mi faceți asta? Mamă. Ziceți. Nu trebuie să zice nimic. Haideți că deja mă enervați, adică ați dat cu spatele acolo pe sensul de mers și ne luați la percheziție? E un control de rutină. Păi nu mă interesează, de ce control de rutină pe chestie? Ce-am făcut ieri? Aveți ceva ilegal? Așa trebuie, așa sunt regulile. Control de rutină. Mai ales în zona asta, mai ales în zona asta. Cam auzit că se întâmplă chestii ilegale. Bă, zona voastră, să-mi bag. Ia te rog, luau pe chestie. Pe domnul, pe șeful. Luați-l pe chestie, vă rog. Unde trebuie să mă duc? Care-i treaba? Față la mașină, vă rog, atât. La care? La asta mea? La mașina de asta. Vezi dacă. Ia. Mamă, ce a dat? Ce am făcut? M-am mâncat, faci? Am mers liniștit. Mă, dar fix aici, ești nebun? Ce-am mă, de cap, ok. Ok. Ai fost per chestia. N-am nimic ilegal la mine, n-am nimic ilegal. Mhm. Tu am spate. N-am nimic ilegal. Da, domne. Am ceva ilegal eu? Spuneți-mi. Sunteți curat, da. Vreau să verificăm. Are ceva, colegul? Să verificați mașina. Ce? Dar de căcare are prieten tari în gură. Eu nu pot să mă dau jos, mă doar picioare. Bun. Atunci, dacă n-aveți nimic astru, dumneavoastră sunteți liber. Zi frumos. La revedere. Ok, mulțumesc. Să n-aveți o zi bună. Bă, gata, mă, mai fiți așa că mi-a lăsat, ești nebun. Bă, dă-i de acum, da, că deja mă enervează, adică... După ce cădă cu spatele și ne trage pe deapta, percheziție, ai auzi și tu. Nu știu, mă, ce s-a întâmplat, dar de ce stăteau aici, dar cu sirene m-au luat, frate, eu cred că ăștia erau pus... Oh, vai de capul tău. Lasă-mă, mă uitam după... Mă uitam după ei, mă uitam după ei. Te uiți după ce ori. Haterii mei, number 1. Bă, ia gura. Cum adică ia gura, mă, adică să tac? Eu nu vreau să nu tac. Uite, pe ăsta care face drifturi pe acolo nu-l ia nimeni, dar pe mine mă ia. Păi dacă ești mai fraier. Du-te, aaa, bă, Bibi, dar tu, să mori, vrei să te mergi pe jos de aici? Haide, mă, dă-i. Păi mă enervează, mă, de când așa de vocală ești? Gata, mai plânge, atât. Aaa, aaa. Bă, vrei să nu mai iau nicio casă și să mai fac nimica? Haide, eu mă dau jos, vrei să vezi că mă dau jos aici? Mir. Mă dau jos și te duc singur. Încetezi, Bibi? Spune-mi, de ce faci așa? Păi de ce-am făcut? Na, n-ai făcut nimica. Poate nu te încetezi, că chiar mă supere. N-am nicio mica, de fapt. Nu mai ți-au nicio casă, nu mai faci nimica. Asta-i băiatul ăsta? Asta-i, mă. Bună ziua, doamne. Să trăiți. Să trăiți. Sunteți cine trebuie sau? Aolo. Da. Vai. Da, nu mai bine vrei să stați în față? Da. Nu este nevoie, nu este nevoie. Ba da, este mie nevoie. Mie miră dacă stau în spate. Mie nu. Spuneți, domne, mai aveți casa aia pe care ați numit-o soției mele sau nu? Da, bine. Pot să mă întind să vă pun pe GPS locația? Da. Puneți-vă acum. Haide, stați în față, vă frumos. Da, bineînțeles. Așa. Stați în față.
Hai, trebuie să ajungem aici, în cartierul acesta. Față, în față. Dar unde e? Unde e casa? Da, e mult mai ok așa. Deci de acolo, în cartierul acela. De lux. Dar eu văd aici că se depărtează de mare. Acolo, acolo, din păcate, îmi pare rău, dar casa de la, de la plajă nu mai este disponibilă. Cum adică nu mai este disponibilă? Că pe aia o vreau. Nu mai este disponibil. Nu, da, mai este disponibil. Nu mai cumpăr nicio casă, nu mă interesează, avem, eu vreau pe aia. Avem alte case la un preț decent și... Cât costa casa? Oh, ușor! Cât costa? Cum adică vorbeți casa de la plajă la telefon este... și dumneavoastră spuneți minciuni? Da, domnișoară, dar au intervenit niște probleme și a trebuit să fac... Păi și la mine a intervenit ce probleme și nu vă mai au casa. Oricum, casa aceea era destul de scumpă, era 200 de milioane. Și eu îmi permit 200 de milioane. Vă permiteți? Da, îmi permit. Dar dacă mă uit așa la dumneavoastră, nu vă permit, nu prea vă permit. Nu, vrei să te înjur? Băi, nu este necesar. Ba da, vă permite, sunteți o doamnă foarte influențări și foarte bogată. Mă, tu așa ați vins casele, mă? Ia-mi în gură. Eu? Da. Mamă, dar vreau vorbim, domnișoară. Păi dacă îmi faci nervi. Vorbiți așa urât cu un om în vârstă? Dar nu mă interesează ce vor să ai, v-am vrut cea, cea cu tine la telefon și... Dacă v-am explicat că a intervenit domnul ceva... Domnul businessman. Da, domnule. De ce nu mai este disponibilă acea casă? Deoarece a fost vândută? Pentru că am avut niște probleme cu un partener de afaceri, casa era împreună și... Că suntem doi, am fost doi în afaceri cu... A, am înțeles, deci faceți și favorizări, da. Să înțeleg. Nu facem favorizări, doar că a intervenit ceva, a intervenit o ceartă... Mereu. Și a trebuit să... Să fac mai ușor, Marcele, că mă mor. Ușor, domnule, că vreau să ajung viu acolo. Ajungem, ajunge, stați din... Și uitați-vă pe GPS, cred că ați greșit sau? Eu nu greșesc, domne. Eu... Mă fac în spitalul ăsta! Mă mor, domnule! Unde ați luat permisul? Lasă-mă că nu... Femeia de zemnici. La coclata? Te pregăti, da? Domnule, ușor, bă! Păi, acum îmi dai casa, am pe gratis, pentru că n-ai murit. Da, adevărat, are dreptate. Stați așa, că nu merge așa. Hai, ia omoră-l, Frederico. Păi dacă mă luam după chestiunea asta, mă ajungeam unde stau acum, mai deveneam om de afaceri, dacă dădeam case, așa, moca. Pe gratis și pe Dalia. A, aici în cartierul ăsta Mirror Park. Da, da, da. De stau toți, de stau toți babeții aici. Dumneavoastră sunt mult, mai multe case disponibile, să vă uitați pe aici care, care vă place. Care da, ne place? Da, că sunt multe, am multe case mai disponibile aici. Ceva cu piscină? Văd, super. Mamă, cred că piscina nu cred că e în locația asta, nu e în zona asta. Ba da, ba da, ba da, ba da. Avem și casă cu piscină. Aproximativ. Uitați aceasta, acea casă din spate. Uitați aceasta. Aceasta este una dintre... Asta e dreapta sau? Da, 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 da. Ia dă să vedem. Ma, dar e micuț, mă. Și nici nu e lângă... Da, nu se place. Domnule, sunt trei camere, două băi, una jos, una sus, plus pentru deținut haine. Cu o cameră specială pentru haine. Este casa, este mult. Aveți o mică grădină aici, în față, unde se puteți scori. Da, 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 dressing, nu mi-am găsit eu cuvintele, am... Ia-o, ia-o, domnule, păi stați puțin, domnule, că murdăriți apa, domnule! Păi si... Păi domnișoară, cum vă aruncați așa piscina, să plătiți că vă aruncați în piscina mea? Mamă, bă, dar... poate vrei să mă piști în piscina ta. Cam are clor apa asta. Domnule! Cum ați zis să vă numiți, Mariusel, sau cum ați zis? Eu mă numesc domnul Mariusel, da. Domnule, păi cum adică oamenii ăștia se aruncă așa în piscină, ca și cum ar fi casa lor? Păi ce facem aici, ne batem joc? Trebuie să testăm piscina. Păi cum adică este apă? Ce poți să testezi la o apă? Pot testezi și eu, poate a spus aici. Dar dacă e cală, ce dacă e rece. Domnule, e clor! Deci știam că te arunci de chiar puneam. Hai că poate vrei să mă aruncă băcat, că chiar mă enervați. Nu, domnule, nu. Că murdăriți apa și doar te-am schimbat-o. Cum adică hainele lui murdăriți? Da, domnule, ce vă calma, bă, calmează-te, John. Păi vă aruncați și-am piscina mea, ce facem aici? Aaaa, nebun, ia, mă, calmează-te, John. Uitați-vă la ei. Uitați-vă la doi, ești afară. Ești afară din piscină. Ești afară din piscină! Acum! Ai murdărit gata. Apa, vezi? Din păi albastră era verde, e verde acum! Păi dacă m-am pișat în ea normal. Băi, ești terminat? Doamne!
Pa mai fac eu afaceri cu oameni de ăștia. Nu, că mai ajung în stapă de lemn. Deci, eu vreau pișinea cu priveliște la mare și zice că nu mai are. Nu mai este disponibil. Nu ne lasă să testăm casa aici și așa. Auzi, zic că casa asta e cam vai de capul ei. Să testați, să testați, dar nu să vă pișați în piscină. Păi cine ai zis că s-a pișat? Nu m-am pișat. Cât costă casa asta? N-am spus. Vizită la un preț minim, 145 de milioane. Băi! 145 de milioane. Cred că n-ai mâncat aseară, bine, băiatule. Mă bată toată, dar ce ați mâncat? Ce este, domnule, vi se pare mult? Da, domne, da. Păi și ce face de bani ăștia acasă asta? Nici locația nu e cine știe ce e, cu toți oamenii pe aici. Aveți niște vecini super de treabă și în stânga și în dreapta. Îmi dau seama, cred că. David, și mai este o casă mai în spate. Ultima dată când am venit pe aici erau numai nebuni de aia care voiau să mă fure. Nu este adevărat. Hai, domnule, veniți în coi. Mai este o casă mai în spate dacă doriți să o vedeți. Ia, domnule, și la ala, hai, stiu. Dă-te în spate. Aceea cu guard. Cu guard? Cu guard, bine, da, 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 casele au guard. Nu, domnișoare, dați-mi față. Aceasta cu guard galben. Are... Aceasta, aceasta, asta, crem, mă? Crem, o să da în fața aici și pe stânga. Stânga? Da, da, da. Să de aici? Da, da, da. Hai că și că sunt la tataia. Aaaa, ștor! Gar! Asta de aici? Vai! Du-te, du! Doamne! Aveți cumva permis, domne? Pleacă, bă, de aici că mi-au rupt gardul! Pleacă, vai, că te faci pe tine! Pleacă, vai, de aici! Pleacă, am zis! Doamne, vai, Dumnezeule! Dacă știam că este aceasta... Doamne! Mă dați seama că nu... Au, ce am nimic. Acum stați să o pachez. No, 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 no. No, 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 no. Gata, o pachez afară. Băi, ești andic. Dă-te jos de la volan acum. Dă-te jos de la volan acum. Dă-te jos de la volan acum. Te trebuie să iau etilotestul ție, cred că să-mi bat piciorul, că ai băgat ceva în tine. Dacă mi-a dus gardul, cui mai dau eu țeapă cu casa? Nu știam că e asta, mă scuzați. Păi bun, mi-a dus gardul, cui mai dau țeapă? Cui mai vând casa? Deci, da. Mame, nu, domnule. Sepe, clar. Nu, domnule, am greșit, nu m-am exprimat corect. Domnule Marcel, cum vi se pare această casă? Aha, genial acum. Domnișoare, dar nu mai da. Acasă. Nu mai da. Casa este foarte urâtă, cum adică vedeți casa asta urâtă? Cum este asta urâtă? Top model. Pe aici sunt la mama aia acasă. Deci vreau să știu, de ce este apa așa galbenă? De ce e așa apa galbenă? Păi dacă asta... Când a sărit? V-ați pișat în ea cumva? S-a luat culoarea după, uitați să ia culoarea după haine, are. Păi a alunecat, că e al... se alunecă aici la dumneavoastră. Cum doamne, nu vă place această casă? Până și mama are casa. Aveți mai aici o grădină? Nu mai, nu îmi pasă mie mie de grădină, eu vreau piscină. Și nu de păi asta. Și nu, asta ce e, nu-i piscină? Păi asta zici că e... Asta este și mai, asta cadă. Este, asta este la un preț mai bun, 150 de milioane. Nu îmi place această casă, zici că sunt mai bine să stradă. Da. Hai să mergem în partea cealaltă. Mă, frate. Haideți hai să... Câte case mai aveți? Hai bine, mai venim. Că stilul ăsta nu mai cumpăra nimic. Păi bun, atunci zici atâta, mai am undeva, o casă. Duceți-mă dar... undeva unde e ca lumea. Unde da, e ceva diferit, nu în cartierul ăsta. Ceva mai ca lumea. Dacă aveți, dacă nu, vă lăsăm acasă. Avem. Avem o casă, dar este mai puțin mai scumpă. Mă... Ia uimește-mă, cât de scumpă. Ia mai întâi să-mi spui, înainte să-mi spui, arată-mi unde. Aici, domnule. Ce cartier? Aici, domnule. Zona Vainud? Vainud, da, 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 domnule, zona Vainud. Zona Vainud? Zona rezidențială. Este o casă foarte mare, foarte frumoasă. Eu cumpărați casă, păi care... asta și vrem. Eu sincer vă spun cu mâna pe inimă, voiam să o păstrez, să o dau la nepoții mei. Ia uzi. Dar... Ce tehnici, că vă văd așa mai... Ce tehnici pe el să mă bată tata, dă unde mă vrăjeală, cred că da, hai, să-i spune că... Nu, este domnule, că eu nu am cantitate, eu am calitate, dacă înțelegeți. A, aveți calitate, da, nu cantitate. Da, se vede. Normal, normal, normal. V-ați spus centurile, da? Da, da. Ușor, ușor, da, ușor! Domnule, mergeți mai ușor, vă rog frumos, că... Da, e ușor. Sunt om bătrân, am probleme cu inima. Merge foarte încet, nu e... Ușor, că... ceva. Palpita din inima în mine. Ia că s-a putea pe de aici să-mi placă. Mâine, la ochi. Păi nu pot, că am ochelari și saburesc. Dați-vă jos ochelari. Deci are casa asta mai special? Și nu mai văd. Da, 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 este o casă mai special. Ce are mai special, care? Întreb. Aici, aici, domnule, înapoi, 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 înapoi
Nu, 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 faceți stânga, luați-o înapoi, luați-o înapoi, faceți stânga, 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 înapoi. Domnule, sunteți surd în uechi? Am zis stânga aici. Gata, am înțeles, da. Băi, așa. Aici, 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 da, aici, aici, aici. Ma, păi asta îmi place. Ma, mare și gara. Ce garaj ăsta dă-mi e cum fac? Garajul se mai poate mâna pe preferință. O, a, sau așa. O, lăsăm afară, pur și simplu. Haideți să intră? Dacă doresc. Pe aici? Da, 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 puteți să intrați pe aici sau aveți intrarea prin față. Vai. Ma. Băi, asta îmi place, mă, ce v-am zis, domnule, că eu am calitate, păi, nu cantitate. Păi, asta e altceva, vă mulțumesc. Asta o să spun eu la final, stai puțin să asta vedem. Asta deja îmi place, nu mai colo. Lăsați-ne și pe noi să vorbim între noi și duceți-vă. Da, lăsați-ne și pe noi puțin. Vă aștept în spate. Băi, da. Vezi că ce faceți. Dacă mă bag în frigider, dacă... Bă, vezi că chiar e frumos acasă, mic, chiar îmi place. Ia stai să mă mai privește. Deci avem beanbag-uri unde să stăm. Uite, aici o să vorbim. Mamă, ce televizor. Ne uităm la Netflix. Bun, avem televizor. Bă, vezi că e Caterinca asta. Ține-te bine că nu știm care e prețul. Îmi place. Ține-te bine că nu știm care e prețul. Să vedem. Mă rămâi la un bă, negociem cu el, negociem. Auzi, mă? Da, da. Băi, vouă nu vă... M-auziți, mă? Vouă nu vă place casa. Negociem, da. M-auziți, nu vă place casa. Bine, bine. Tu, ce vrătai? Dau frec, mă, pom. Dar gen, nu exagerați. Nu, nu, mă, dar nu exagerați. Gen, vai, nu se poate așa ceva. Stați puțin, domne, că n-am văzut. Aici v-ați hotărât? Vai, ce cameră urâtă. Explicați și mie care e treaba pe aici. Mamă, ce pat urât. Vai. Mamă, ce așternuturi urâte. Nici nu pot să ies pe aici. Vai, de capul meu. Nici nu pot să mă duc la piscină să fac baie. Are piscină, domne? Da, da, domnule, bineînțeles, are piscină în spate. Ia, are piscină. Arajat, elegant, normal că are piscină. E piscină. Aveți piscină. Mamă, ce flamingo, acolo. Ce pitici. Frumos aici, păi. Domnișoară, am investit mult în casa asta. Se vede. Flamingo l-am cumpărat cu 5 lei de la... Mă, ce piscină. Da, domnișoară, am auzit despre dumneavoastră. Eu să faceți o reducere. Păi, domnule, normal, casa era 207 milioane, dar o să vă luați la 200. Și ce zic eu? Ce spune dumneavoastră? Mai întâi să mai ne uităm pe aici și să vorbim după aceea. Da. Deci avem terasă pe aici. A, uite, grătar, avem loc de grătar, uite. Yo, te facem, facem baba. Pentru asta, dar este prețul meu și nu pot să scad din el. Orice este ar fi. Orice ar fi, orice ar fi, auzi la el, 200 de milioane să mă bată tata. Parcă 200 de milioane era altă. Ok. Mă văd. Domnule, ce cauți aici la calculator? Se uite și el cât de ceasă. Eu plecați de aici, plecați de aici că îl stricați, plecați de aici. Vă rog frumos. Te vrei să vă spate. Ce ar trebui să fie mingea asta? Este un trofeu luat de la rugby. Când am fost eu plecat în afară, în serenitate. Și am zis să-l pun aici. Tu îți decorezi casele oamenilor? Normal, cu... normal, normal. Casele vin decorate mediu, nu decorate total, dar... Păi tu îți decorezi casele cu chestiile tale? Domnule, dar vreți să vă spun, nu vedeți că este pus și autografe pe această minge de rugby. Băi, e loc unde să se doarmă pe aici, dar nu. Domnule, lasă mingea acolo, lasă mingea. Chem poliția. Păi, stați că sunt la poliție, stați că sunt la poliție. Nu, băi, calmați, băi, lasă-i de înapoi, de înapoi, de înapoi, băi. Domnule. Băi, face urât ăsta. Face urât ăsta, de înapoi. Face urât. Băi. Lasă, domnule, calmați-vă că scot buta la el. Duceți-vă după el, nu știu. Scot buta la el. Stai, mă, că îl sun pe Gianni. Nu, nu. Nu-l sună pe Gianni. Nu-l sună la poliție. Nu sună la nicio poliție. Nu sună la poliție. Calmați-l că îl pun buta pe... Băi. Dar e prea mică treaba asta. Domnule! E prea mică treaba asta. Zici ironic, nu? Da, e frumoasă. Ce? Zici ironic, nu? Dați-vă să aduc... Mamă, ce minge de bani. Ok, deci, domne, mie mi se pare decentă. E frumoasă, dar e mică, rădă. Mie mi se pare, sincer, mică. Să vă spun, cam mică. Păi eu am copil de 200 de milioane, mi se pare... E foarte scumpă, da, dar adică... este foarte scumpă pentru că este o casă modernă. Adică eu zic că dacă o lăsați la 175... Păi 175, păi bun, atunci vă iau tot mobilierul din casă și vă pun mobilierul adică? De pe timpul Ceaușescu. Nu. Păi n-avem cum, domnul. Păi și la casă să-i doar o cameră, copilul meu unde doarme. Deci ce faceți, nu? Ce faceți, domnul? Frate, unde doarme? Nu. Băga, nu. Lasă.
Băi, 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 lasă mingea! Nu. Iau. Băi, e scumpă, Frederico, mai mingea e 2000 de euro. Nu, Frederico, mai mingea e 2000 de euro. Așa faci. Păi mă piși pe aia de minge că voiau și vă spag. Luați-vă mingea de aici. Doamne, pun buta pe dumneavoastră, jur să moară mama dacă nu pun buta pe tine. Să moară mama dacă nu pun buta pe tine. Ne înțelegem la 175. Pune mingea acolo, pune mingea înapoi. Și o scapă jos acum dacă nu ne înțelegem. Pune... Fii atent. Nu. Scapă, pune mingea înapoi. Pentru că de aici nu te atinge, că ți-o arunc și televizor. Vrei să moară mama, pun... Spar televizor. Vrei, pun bastonul pe tine. Ascultă-mă ce-ți bucă, pun bătut. La 175 și ne înțelegem sau? 190. Doamne, vină cu mine, vină cu mine, vină cu mine. 180. Vină cu mine. 180. Vină cu mine, vină cu mine. Nu, aruncă televizor. Vină cu mine. Bă! Nu. Să moară tata dacă nu te bat. Nu ne Doamne! Înțelegem. Mi-a spart televizorul, să moară. Nu, no, n-am spart nici televizor, n-am spart nimic. Se vede ecran al pasul și nu mi-a spart. 202 milioane, gata, da. Am crescut prețul, nu se poate așa ceva. Vino cu alții, vino cu... Doamne, doamne, hai, lasă tu vrăjeala cu de-astea, vino după mine. Vino după mine, hai, ușor, hai cu mine, hai cu mine. Deci, doamne! Hai ușor, ce facem? Deci... Vă văd așa mai frumos. Ia stați puțin aici. Mă îngrijesc. Frederico, vină în coace. Frederico! O scut la 150 de milioane. Frederico! Băi! Ești terminat? Casa, poate să fie casa noastră, ești terminat? Cum ești prost? Păi ne-am cumpărat-o. Nu, poate să fie, am zis. Băi, vină în coace. Vină în coace, băi! Nu ți pare că e ok, eu zic așa. Da, e ok, dar dacă nu dăm la 175, nu, pe antenă, că iau la 170, no cap. Sau 100, o scot la 170. O scot la 170, dar fiți atent, trebuie să facem, nu știu, 160, 170, cât să scot? Nu știu, 170, eu zic că e bine. 170, bine. Ar merita, e locație bună, are loc de parcare, are piscină, are un dormitor, are loc de dormit. 160, deci 160, altfel nu iau și fie antena. Îl amenințăm. Altfel nu mai trește. Eee, băi! V-ați hotărât? Hai, vă rog frumos deci. Să ne mai lăsați. Haideți, domnule, că mai am și alți clienți. Fiți încoace, domne, că vă arăt eu aici, ia uitați. Și la... a venit puțin cu mine. Bine, deci ce mai... Deci zice, zice. Ha? Pistolul sau cu ce l-amenință? Nu știu, mă, nu trebuie să l-amenințăm cu pistolul. Trebuie să facem cumva... Să aflăm, să știm care familie, să zică, bă, dacă nu mi-o dai la prețul ăsta, noi avem ceva ce tu nu ai și nu o să vrei să ai de-a face cu noi. Dacă vrei să nu mai ai de-a face cu noi, sau nu? Deci dacă vrei, eu am la mine cu cuțitul. Dar trebuie cumva mai străi. Nu, că cuțit așa nu e chiar așa de rău. What the f... Dar asta cum eu? Ce face Bibi acolo? What the fuck? 200 de milioane ultimul preț. Din păcate nu o să fie chiar așa cum credeți dumneavoastră. Adică la ce spuneți-mi? Dacă nu o lăsați la 160. La cât? 160. 160 și vă luați mingea de acolo și mingea de basket. Și plecați. Domnule, dacă dumneavoastră ați venit să negociați cu mine la un preț atât de jos în care eu am băgat 180 în casa asta, vreți să vă dau dumneavoastră cu 160. Vă rog, politicul, să vă duceți să căutați în altă prețele parte. Prețele sunt mai scumpe, restul, guys, de asta zic că merită casa. Da? Aveți o familie, nu? Normal că am familie. Țes. Și... stă bine, vreți să vă întoarceți și să fie tot în regulă, da? Domnilor, nu sunt nici pe mine, nici ultimii care vin să mă amenințe pe mine cu familia pentru că nu le scad prețul. Da? 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 Exact. Și păi, dar nu vă amenințe cu familia. Dar lăsați-i să ajuns că nu este nevoie de pasia ceva pe aici. Adică păi, cred că familia... Nu cred. Uitați, că... domnule, ca să nu fie nici ca mine, nici ca dumneavoastră, 180 așa? Ultimul preț. Na, 170. 170. 170. 175. 70. Nu, lași la 170. Deci dacă lași la 170, nu se mai auzi de noi. Ne-ai vândut casa și ai scăpat. Dacă... Dar nu pot să las atâta preț, eu ies în pierdere dacă las la prețul ăsta. Nu prea cred. Nu se poate, pare rău pentru noastră ori. 170. Au! Deci au! Nu ai unde să fugi, că deja te știm deja toate astea. Și crede-mă, au! Dacă te duci la poliție sau spui ia ridică-te-mă, să-ți fac poză la față. Stai pe loc. Stai pe loc. Ține-l, baby, ține-l. Îl țin să... Fă-i poză, bă.
Frederica. Așa? Ia, scoate și buletinul. Da. Nu l-am la mine. Poate fugi. Hai că nu l-ai la tine. Păi nu l-am, nu l-am, nu l-am, nu l-am la mine. Bă, te bat? Tu faci afaceri și n-ai buletinul la tine? Mănânci pachetul ăsta. Mamă, te dau. Este lemn, nu este parchet. Lemnul ăsta îl mănânci, pilici cu dinții în pulă. Este parchet, este parchet, nu este lemn. Adică mă-i la mișto. Nu, domnule, nu, nu, nu. Nu, 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 calmați-vă, calmați-vă. Băi, deci, 170 sau mori. Înțelegeți că nu pot să las la 170. Nu poți, nu? Ce-am mori? Nu poți? Păi nu pot să las. Ia-mi vezi, acum poți? Nu pot să las la 170, e să-mi pierdere. Da, ușor, asta e ușor, ușor, ușor. Ce facem acum în domnul ăsta? În domnul ăsta, câte se dăm? Mă, că-l bat până-i... Chat, e o casă gata, temporară, Bibi. Nu avem altă casă mai bună, că restul-ți vai de capul lor. Vă spun sincer că altă variantă nu avem. 170, da? Alte case cu mai multe dormitoare nu există la prețul ăsta. Nu vă spun pe bune. Nu pot. A fost frumoasă prima bătă, vrei să vii și pe a doua? Că am stat o grămadă să o caut înainte de episod și nu. Nu mai dați. 170, da? 170. Și 5, și a voastră. Au! Băi, ce se... Bă, deși atent. Se arde cu frumos, tu chiar vrei să te rămâi cu semne? Zi 170 sau stai un deget? Și 5 și a voastră. Întoarce-te cu spatele, hai. De ce? Întoarce-te cu spatele. Nu, nu, de ce? Nu, nu, Frederico, Frederico, vin cu aici. Nu, nu, nu. Frederico. 170, da? Și 5, ia, da. Tu realizezi că pentru 5 milioane nu mai auzi de noi, nu mai faci nimic. Dacă îți dau 175 de milioane, păi nu e o să te vizitez. Și nu cred că o să-ți placă vizitarea mea. Mă vizitez viu și pleci mort, ce? Da? Nu, domnule, nu, 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 nu. Mă, tu chiar vrei să te fac pe bune? Mă doare capul. Vrei să nu te mai doare capul deloc? Nu, nu, nu. Hai să te rezolvi un. Au, mă. Vă spun asta. Acum are dublu durere. Unde sunt? Doare capul pe el. De ce mă bateți, domnule? Dumnezeu, deci, să facem afaceri. Deci. A, deci să înțeleg că nu vă e frică de cuțit, bătă și da, de-astea. Ba da, domnule, 170 a voastră, gata. Perfect. Mai vreau, așa mai vreau ziceam nimic. Și eu. Aveți acolo la 200 de milioane, vezi că am scos-o bine. Le-am acolo în casă, pe birou, unde ai fost la calculator. Haideți, haideți, pe birou. Hai, ușor, hai, hai. Nu mai auziți de noi, semnați? Vă dăm banii, acum vă dau banii, mă duc să-i scot și gata. Aici, uitați aici, pix, formular, treceți-vă numele. Mare, să-l scot. Aha, 170 de milioane. Ați mâncat unii acolo la numele de noastră, dacă uitați. Marius, să-l scot. Uite, de aici, aici. Vine, dă-te să-ți... Băi, dă-te, mă! Da, da, da. Uite, vină cu acest să vezi, uite, citește aici. Vezi? Marius, să-l scot. 170 de milioane. Trebuie să pun 165 de milioane. Eu prost. Păi domnilor, bun, am semnat, banii trebuie să... Hai să semnez și eu. Banii mi se transfera sau îmi dați cash? Contractul. Da, bă, cred că mai degrabă transferați. Cash. Sau hai că vă mergem la bancă să vă fac transferul, că am scos. Mai bine facem un transfer. Mergem la bancă să facem transferul. Gata, domne. Ia, luați pot contractul. Puteți să-l păstrați. Mi-e întrebat doar să faci top, păi să fac o poză. Păi, puteți să fac doar o poză. Dați-mi, mă. Ia, luați. Scoateți contractul să fac o poză. Nu-ți trebuie dublur, băi, ești nebun, n-are voie de original. Băi, ăsta cu ce lume trăiește, mă, ești nebun. Bun, gata, am făcut poza. Că trimit la notar și atât. Bun. Vă spun sincer, vă bucurați de casă. Aveți grijă de ea. Că eu mă duc să mă internez în spital, că nu mai pot. Da? Doar toate oasele. Ne mai auzim. Să trăiți, sănătate, numai bine. Oh, să mă răfam. Mă las de afaceri, gata. Nu mai.
Hai, vină cu mine. Ușor, ușor, că nu mai... Baby, Frederico? Vedeți și voi cum aranjez și voi casa. Nu, că trebuie să mă duc să fac transferul cu el. Bine, ai luat banii? Nu, n-am luat toți banii. Hai, merg să fac transferul. Ai banii în valiză? Nu, nu, merg să fac transferul. Nu, să mergeți cu 170 de milioane. Hai, aveți grijă, aranjez și voi casa, vedeți și voi ce faceți. Sigur e... Da. Sigur e... Ai nevoie de ajutor? Bine. Hai, pa. Vreau să fac și eu un dezmăț în casă. Bă, nu, bă, e adevărat. Lăsați, domnule, că o găsiți întreagă, pe jumătate de întreagă. Bibi! Bibi! Domnișoară! Ai și tu grijă ce se întâmplă prin casă, da. Și aranjezi-te, te rog eu mult. Deci, da, pe bune, dacă ții la mine, mă auzi? Dacă ții la mine, da. Aranjează-și tu pe acolo să fie frumos, da? Și ai grijă, da, da. Federico, mersi. Așa e, dacă o nu, să... chiar... să-i zic să fie cuminte. Sigur o să fie cuminte mai danezul ăla. Să întâlnă ce fac aici. Ușor, ușor, ușor. Brrr. Ce te sperești? Ușor, domnule, păi ușor, domnule, că v-am făcut pe un bătrân. Am 25 de ani, măi, la mișto? Păi eu-s bătrân. Am zis că sunt om bătrân, doar m-ați și bătut. Bă, ce ai, bă, să te sperie așa? Senzații tari, domnule, am păi am probleme cu inima la 55 de ani, mai am chef de senzații tari? Vă spun sincer. Hai că mergem aici să facem transferul. Ce parcare în regulamentare ați făcut? Bă, dar tu ești comentator rău de tot. Potici? Tu vrei să mă mai întâlnești? Nu, ți place de mine? Niciodată. Sincer, niciodată în viața mea. Mai bine mă aleg să mor decât să te mai întâlnesc pe tine. Așa. Oh. Puneți mâna la ochi. Să nu vedeți pinul. M-am întors. Puneți mâna la ochi, chat. Și. Promit că ăsta nu-i pinul meu de la card. transferă. Să-mi spui și mie banul tău. R O. Da. 05. Da. 8197. 97? Da. 8197. 690990000. Mă, nu ne-am transferat. R-O. Da. 05. Da. 8197. 9 merge, mă, doamne, trebuie să dau câte segment. Trebuie să mă duc să scot cash dacă vrei. Dar, ideea că să-ți poți da decât câte 100 de milioane. Hai, am dat doar, îmi dați în două tranșe. Bine. Vreau încoace. Da, mă, zi. Alo. Faci, mă. Încerc să scop banii, dar sunt prea mulți și e greu cu politica asta. Credeam că ai murit. Nu. Hai, că vin. A, deci ești în viață, nu? Da. Vrei să vin să te iau sau ești bine? Sunt bine, deci n-aș fi bine. Să iei cadou, Luffy, tu, că... Da, mă, mama aici cu tata au plecat și m-a sunat pe mine să mă duc să-l iau. Ok, bine. Și vezi că e aici acasă. Ok, bine, pa, pa. Da? Luați-mă, și prin buzunarele alealte cred că mai sunt respunde. Duceți-vă să mai luați și restul. Să băgați aia, dacă vreți și restul. Da. De fapt, vreți să vă dau restul altă dată sau... Nu știu. Da, da, viitoare. Să vă sun eu, să vă contactez. Ok, ok, ok. Vă mulțumesc. Mi-a făcut plăcere să fac afacerea noastră. Da. Mai mult vouă cu mine, dar hai, merge așa. Să aveți grijă de casă și ne auzim.
O zi bună să vezi. O zi plăcută în continuare. Pe unde ești aici că m-am pierdut? Pe acolo, pe acolo, dă-i pe acolo, dă-i pe acolo. A, pe acolo. Dă-i, dă-i. Nici că să mai vadă restul de bani. Hai mă că ne-a luat casă la 100 de milioane. Da mă tata, hai mă că am scăpat. Ce ai mă, hai că mai dai ceva. Hai ce prost. Hai că mai dai ceva. Omul chiar crede, ok, cadoul lui Sebi, ce-i luăm lui Sebi? Ia ziceți repede. I-a luat un ursuleț. Ce-i luăm noi lui Sebi? Alo, vă auzi? Alo, cine e la telefon? Parfum, chebetaru. Ce faci, Marei? Au, bine, e ceva, bine. Bucur. Tu ești bine, eu sunt acum puțin mai supărat. Vezi că e groasă. O să-ți dau o locație, să ne întâlnim, că e groasă rău de tot să moară familia mea. Am pățit ceva? E dificil, hai, mai bine ne întâlnim să discutăm. Ok, dați-mi locația, unde și... Acum o să vă trimit o locație, o să vă dau un share location. Vă okay, mulțumesc. Ok. Probabil dar... dacă nu vreau să mă duc, o să fie și mai rău. Așa că o să mă duc să văd ce vrea de la mine. Dar o să mă duc cu Frederic, nu mă duc singur. Mi-a dat, ok. Ce-i luăm? Ursuleț cu bomboane? O mașinuță de jucărie? Nici nu știu ce să iau, bă. Să ne ducem la showroom să vedem dacă avem ceva interesant de luat pentru el. O avea o jucărie de asta mică, nici nu știu. Motocicletă mică. Mă, câte mesaje primesc. Următor mic. Să iau un telefon? E responsabil din partea mea? Nu cred. Că... ca să avem și cu el să putem vorbi, să dăm de el, știi? Să luăm un telefon. Un iPhone 13 mini. Hai bă că merge să luăm un iPhone. Merge să luăm un iPhone 13 mini. Are 6 ani. Să asculte muzică la el, nu știu. Eu am de la 6 ani? 6 ani? Pă bune, aveți de la 6 ani? Eu nu știu când am primit tot primul telefon, dar cred că peste 8 ani. Și era de la cu taste. Că nu erau smartphone-uri. Era un Nokia mișto de tot. M-am uitat recent prin el. Incredibil, făceam poze cu el. Deci, vai de cap meu. La 6 ani aveam Nokia. De la ce vârstă aveți voi primul vostru telefon? Ia spuneți-mi voi acolo. De la 4 am avut. What? Sora mea are telefon de la 2 ani? Ai că-i bine. Băi, de curiozitate, bă bune, voi de la ce vârstă aveți primul vostru telefon? Lăsați-mi în secțiunea de comentarii, bă bune, sunt curios. Că văd că voi aveți de la frate destul de fragi, de la 3 ani. No, 3 ani? Samsung? De la 9? De la ce vârstă aveți voi primul vostru telefon? Oh, am trecut, bă. Nu-i nimeni în mașinile astea? A, nu-i nimeni în mașinile astea, e lejer. iPhone 13 mini de la supermarket, mă o să iau. N-am de la asta. Că aici n-am. Deci iPhone 13 iau? Sănătate, vă pup. Așa la intrare, să mor eu. Cine s-a gândit să pună un loc de parcare aici? Așa, deci un iPhone, vă rog. Magazin. Și avem aici smartphone. 2500 de lei, lejer. Luăm aici un iPhone 13. Bam. 13 mini. Gata mă, ceata. Avem și noi un telefon. Îi dăm un smartphone. A, mă, că nu poate să nu fie fericit nici nimeni.
Da, că eu iau smartphone de 1 iunie. De ziua lui ce-i mai au, mă? Alo? Alo, se vor în familia mea. Hai repede, că dacă nu stai picioarele, măi, că te văd. Da, domne... Lasă rău! Gata, ok, 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 o să mă încerc să mă mic repede. Ok. Urgent e. Ok, ok. Ai dau telefonul ăsta. De ziua lui îi iau altceva. Mai puțin. Gata. Wow. Yeah. Andrei? Ce Andrei visezi, mă? Ce Andrei visezi? Nu, nu, stai puțin, scuze că deranjez. Ce Andrei visezi, mă? Nimic, nimic. Du. Ce fom? Bă, i-am luat un telefon. Ce, Rusebi? Da. Ce părere? Bravo. E bun, hai. Primul lui smartphone. Unde e? Bă, avem o problemă. M-a sunat cămătarul. Vai. Și-a zis că trebuie să mergem neapărat în locația aia. Bine, mi-a zis mie. Ți-a zis ceva sau ceva? Păi i-am plătit. Bine, hai să mergem atunci. Vei cu mine? Mi-l dau telefonul? Îi duc telefonul și după. Unde? Hai, salut, hai, patrane. Tati. Alo, patrane, am ceva pentru tine. Ce? A venit un coace. Ceva ce o să-ți placă maxim. Dar vreau să înțelegi că e o mare responsabilitate ceea ce o să-ți dau eu acum. Mă înțelegi? Tu mă înțelegi? Mă înțelegi? Da. E o mare responsabilitate și vreau să folosești doar când e nevoie și cu cap și... Pare să mai te ține așa în suspans. Uite. Ce am eu pentru tine. Uite. Mersi. Știi ce e asta? Bine. Da. Telefon. E primul tău telefon. O să mă duc să iau și cartelă. Și o să vorbim de pe el, da? Da. Mamă, e cât tine, ești nebun? E cât tine asta? Băi, deci îl bagi în casă. Îl pui acolo în casă, undeva în siguranță. Îi spui lui mami, nu știu cum vrei tu. Dar ai grijă de el, nu-l folosești momentan până nu-ți iau cartelă, da? Îl ții acolo să-l ai, da, în siguranță. Bo. Și vedem, da? O să mă duc Sebi. Cu... Da. Si. Dacă vrei, îți bag eu muzică pe el. Îți descarc muzică pe el. Nu, că știu să bag de pe YouTube Elefantul Cici. Na, da, lasă-l. Da. Vorbește cu Petre, că el știe muzică. Nu, știe că Petre e plecat. Hai, nu am ascultat. Sebi, ai grijă ce faci cu telefonul. Te rog eu mult să-l bagi în siguranță, că momentan trebuie să-i dai lui maică ta să mă lăsa mie să-l configurez. Tu poți să te uiți la el momentan cum arată. Ok, pa! Te iubesc! Și eu! Așa ziceam și eu. Wow, ce șmecher! Bă, eu... N-am, mă, ziceți. Tatăl care dă așa ani. Am un feeling prost. De ce? Cât de rău poate să fie? Ai zis că e o situație nașpa. Fii antenă. Cred că am păcălit casa cu doar cu 100 de milioane. Atâta am, dar știi că nu puteam să-i scot decât în ziua asta, nu puteam să scot decât 100 de milioane cash. Și i-am dat 100 de milioane și am zis că ne auzim noi. Ha. Ne auzim noi. Hai că ne mai auzim. Dacă vine la poartă... Bă, de fapt, i-am semnat contract. În fine, vedem noi ce se mai întâmplă. Pe să nu fie rău. Stai și că mă sun pe mască, da? Bine. Avem de neamă, trebuie să ajungem. Habar n-am. Mamă. Trimite ăsta și nebun la cap. Vai de capul meu. Unde mergem? Ți-am pus acolo pe GPS. Da, dă-i tare, hai. Să văd cât de tare poți să te miști. Uh-oh!
Wow, chiar te miști tare. Nu e bine. Nu trebuie să scoți arma, cred că da, hai. Zic că nu vorbesc. Ok. Ce fac, frații? Salut. Salut. Nimic special. Care e problema? Care e urgența? Vezi că e groasă, rău. Mai știi atunci banii pe care ți-am împrumutat? Da. Trebuie să-mi dai 150 de milioane. Bun, 130 până peste 4 zile, că am niște probleme foarte grave cu bărbat, femeie, Virginica și mi-a răpit un om foarte important de al meu. Wow, 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 wow. Ai zis Virginica? Da, este... mi-a răpit cel mai important om. Asta chiar încă mai trăiește și doamne... No. Și trebuie să-i dau banii aia. Dacă, dacă nu, te ajut, mi-l omoară. Ai zis 3 luni. Da, dar a intervenit Virginica. Nu-l suport, nu-l suport. Și trebuie neapărat să-i dau peste 4 zile banii. Și tu îi dai banii nu, în loc să o rezolvi? Păi am încercat toate metodele. Am încercat să-i dau toate mașinile mele. Oameni, nu a refuzat, vrea doar bani, îmi vrea doar banii. Dacă te ajut cu Virginica, nu mă scap pe mine și pe Frederico de datorii? Mă ajutați și banii, 50 de milioane. Și 50 de milioane? Da. E nebun, nu mai înțeleg nimic. Îmi vrea e banii. E cumva hermafrodită? Da, aia. Dă la. Nu, deci nu-i mai, nu mai suport, nu-l mai suport. Trimite aici oameni cu scrisori, cu... O să iau în considerare ce ai spus. Eu nu vreau să am probleme, nu vreau să fac probleme. O să mă gândesc. Banii mă interesează. Și dacă nu-i dai, îți fac buzunar la gât. Ai zis că ai un copil? Am zis? Da. Mi-ai zis că ai o familie, o soție, un copil. Eu prost. Bă, îl găsesc pe fiul tu. Bă, îl bag în cui? Să moară familia mea, bă! Îl bag în cui? Îl bag în cui și fac buzunar la gât. Dacă nu mă ajuți. Oprește-te, că nu ți-am făcut nimic. Nu ai dreptul să mă ameninzi, că nu am făcut nicio chestie nașpa. Că nici eu nu vin aici să te ameninți eu pe tine că mă aliez cu aia, ok? Da. Așa că nu scoate cuvinte de astea că nu-i cu... ok. Șefule, eu cred că nu știi cum funcționăm noi. Tu când te împrumuți la noi, tu te să-mi dai banii la termenul pe care ți-l punem noi. 3 luni. Dacă nu ne dai banii, te rezolvăm. 3 luni. Bun, și-a intervenit ceva, ți-a spus, de-aia te-a chemat, e urgență. Exact. Deci dacă nu ne dai banii, nu mai spune că ne ameninți-o pe noi, că nu funcționează așa. Noi ne-am ținut de cuvânt, trebuie să ne ținem toți de cuvânt. Suntem oameni. Dacă nu... Ce probleme aveți voi cu... Există violență. Virginica. Păi ne-a răpit omul. Este fix unchiul meu. El m-a ajutat să devin așa. El m-a crescut. Și ce, îți trebuie bani ca să-l recuperezi? Da. N-am altceva. Nu pot să fac altceva. Deci are... zici că ai nevoie de 200 de milioane ca să... 150 de milioane. Ai zis 130, acum mă ia așa. A? Potărește-te! Păi mai este și două bânda. 130, mai este și două bânda de la bancă. E două bânda de la căcat. Mi-a tațe. Bine, hai să fie de la noi 150. Perfect. Și nu mai auzim de tine, da? Da. 150? 150 și... pe parcursul celor 3 luni, mai îmi dați restul de bani. Ok. Că suntem oameni. Eu n-am acum nimic la mine. O să... Frederico mi-a nepuiat toți banii. Da? Datoria lui din trecut.
Ok, discutăm, hai. Vedem. Bun. Perfect. Aveți 4 zile la dispoziție. Dacă nu, buzunar. O să vă căutăm. Bam. Ai zis că ai nevastă? Nu, no, nu, no, gata, hai, calmează-te. O să-ți dăm bani. O să te descurci, stai... o să fie bine. În caz de ceva, dacă nu-i dai, batul ăsta ți-a nevasta, o face regina. Să stai liniștit. Ai înțeles? E clar, treabă. Ce părere ai? Bă! Alta sunt sus, da, alta sunt sus, știți. Am crezut că se omoară în trei. Ce bine era. Bă, nu știu, eu aș face în felul următor. Așteptăm să vină și Bezea. Dăm o spargere, eu așa zic. Că nu ai cum să faci 150 de milioane legal niciodată. Și... după dăm aia... o spargere. Da, da, da. Trebuie să dăm neapărat o spargere. Pe lângă că îi dăm banii, mai avem și alți bani, știi ce zic? Eu îi să-i dai 150. Deci trebuie să ne pregătim de jaf? Da. Deci știi că nu ți-mi minte să fi dat vreun jaf. Eu, personal. Tu ai dat și ai pierdut parcă sau ce s-a întâmplat? Am dat și ne-a prins poliția. Ce mă face să cred că nu o să ajung la pârnaie? Bă, n-ajungi, crede-mă. Dacă facem planul ca lumea și nu facem... eu și cu Bezea nu facem aceleași greșeli, n-ajungem nicăieri. Faza e că cu băiatul ăsta eu i-aș da 150 de milioane și când vine să mă caute de restul de 50, l-aș omoră. Nu i-aș plăti toată datoria. Eu i-am plătit toată datoria, dar majoritatea banilor sunt bani falși. Ca să știi de la mine. Bă, nu și-a dat seama, nu și-a dat seama, adică... Da. Da. Și dacă își dă seama, e nașpa situația acum. Nu își dăm seama, i-am plătit datoria cu multe zile. Vezi că ai și zis. Ai grijă, ai grijă. Că chiar e dacă... nașpa. Dacă ți ripește ceva, iau eu ciocul. Deci eu zic să-l așteptăm și pe Bezea și să ne punem pe treabă. Bine, menu. Așa facem atunci. Dacă altă soluție nu avem de o să facem rost de bani mai repede. Nu se câștigau bine la păcănele? Asta... ceva pariu sportive, ceva? No, nu se fac bani de la astea. No. Am văzut pe alții că s-au îmbogățit. E... nu știu. Bag și eu într-un bitcoin de ăla și poate sare în sus. Nu știu ce să zic. Așa da, poate da. Și dacă nu sare? Bă, eu mai am cu variantă dacă îmi vrei să dăm jav la bancă. A, dar care bancă? Aveți voi plan sau? Nu știu, am putea să dăm la Blaine, că este mai îndepărtată și poliția este alertată cam greu, să zic așa. Vrei să mergem să vezi banca? Nu, acum. Vă facem plan mâine. Eventual și cu Bezea, poate. Ba, fix când vorbeam deja, te vezi, poliția patrulează zona pacifică, adică, bine, și banca pacifică e foarte mare să dăm, știi? E în mijlocul orașului, în centru, nu vezi și aici am cațeș. Da. Vine ăștia direct, în două secunde îi vezi aici, ești nebun, vezi că deja polițiștii se plimbă pe aici. Eu zic să, dacă nu vrei să dăm ceva la bancă, să atacăm un transport bancar. Adică... cei care fac tranzacții mai mari. Da, asta e un câștig mai mic. Da, 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 știi că sunt mașinile alea. Bă, blindate, poate asta ar fi mai ușor totuși. Dar nu știu ce să zic. Deși bă, nu știu, ca asta, minim 200 de milioane cred că are un transport de la nou. Nu știu. Eu nu știu. Eu așa zic. Voi ce zice, guys? Să facem un transport sau un jaf? Să mă scăjos că ajungem acasă. Asta e. Transport.
Bă, aș încerca și transport, sincer. Că e mai interesant, cum vrei, nu știu, mai încercăm. Mai puține riscuri, poate, la transport, deși nu știu. Trebuie să ne interesăm. Trebuie să vedem, să studiem situația. Să o bag în garaj. Mă, am și pe mine care e situația. Dacă afli ceva, ok? Mai auzit? Mai auzit, mă? Mai auzit, da? Da. Ok. E frumoasă casă. Nu am ce să fac. Caută mai bine la tine în dulap. Păi! Da? Să vezi că nu mai au nimic, am nicio muzicuță, ce dansezi așa. E, îmi place mie că dansezi. Ești bine, frate, ce pot să zic. Unde e maică ta? Cred că s-a dus să cumpere de la magazin. Cățești ringtonul tău, doar mai încet. Ce mesaj ai primit? Bă, mi-a dat Petre mesaj. Da? Da. Ce ți-ai zis? Îmi cer scuze pentru toate cele întâmplate, ne vedem în zilele următoare. Bă, și-am primit ceva, am primit și eu ceva. Da, uite, la mine sună cam așa. Da. Salut, Mariusel, vreau să știi că sunt bine și iertare pentru ce s-a întâmplat ultima dată. Săptămâna viitoare revin, ne auzi, vedem. Semnat PS. De la ce vine PS? Nu știu, Peter. De la Scott. Peter Scott. Probabil, probabil, da. Tati. Știi cum vreau să sune când dă cineva mesaj? Mm. Cu muzica cipici. Mamă, guys, data viitoare trebuie să pregătim jaful. Vreau să spuneți în secțiunea de comentarii ce ați vrea. Vreți un transport cu bani sau un jaf? Eu aș zice că transport ar fi mai ușor și mai interesant că n-am mai făcut. Dar nici jaf n-am făcut ca Mariusel. Așa că... Nu simt să fii dat jaf. Dar vedem. Jaf cu Petre. Nu știu, o să vedem care e situația. Da, guys, eu am fost Andrei, sper că v-a plăcut acest episod, nu uitați să vă abonați dacă sunteți noi, să dați acolo pe butonul de like. Neapărat să dați pe butonul de like dacă vreți să vezi episodul următorul cât mai rapid, să facem peste 2500 like-uri. Eu am fost Andrei și ne auzim data viitoare.